Carnea de porc a dispărut din toate magazinele, restaurantele, spitalele și fabricile de procesare din Irlanda, la fel și produsele din carne de porc. O adevărată lovitură pentru populație, ținând cont că baconul, șunca, ori cârnații nu lipsesc de pe masa irlandezilor la micul dejun. Decizia guvernului de la Dublin de a retrage carnea de porc a fost luată aseară, după ce la un control de rutină a fost depistată dioxină în câteva zeci de crescătorii de porci, atât în hrana animalelor, cât și în grăsimea de porc. Nivelul este cam de 200 de ori mai mare decât limita maximă admisă. E groaznic pentru noi, mai ales că nu e nimic din vina noastră, a fermierilor. Toți am cumpărat hrana pentru animale de la o companie autorizată. Dioxinele sunt substanțe chimice extrem de toxice, rezultate din incinerarea deșeurilor industriale, menajere sau din arderea combustibililor. Irlanda exportă anual carne de porc de aproape 370 de milioane de euro. Mai mult de jumătate din cantitatea vândută în străinătate ajunge în Marea Britanie. Alți clienți importanți sunt Germania, Franța, Italia și câteva țări est-europene.